Dragi prieteni, cum v-am obișnuit cu oamenii importanți în studiourile știrile zilei Satu Mare, astăzi alături de noi prefectul județului Radu Roca. Bine ai venit, Radu! Bine v-am regăsit, bună seara! Așa cum ai ținut, ai vrut tu să le transmiți prietenilor noștri, în număr foarte mare care ne urmăresc pe Facebook, urările de sărbători, înainte am să profit totuși că ești aici și am să te întreb cum a fost anul 2022, pentru omul Radu Roca, în primul rând, și politicianul Radu Roca. Și aici, pentru omul Radu Roca, aș vrea să te felicit pentru succesul fiicei tale. Mulțumesc frumos! Într-adevăr, Ioana Roca, fiind în clasă, a intrat în clasa 9-a, o altă etapă din viață, a intrat cu o medie foarte bună unde și-a dorit, la liceul german. Iar pe plan sportiv a devenit vicecampioană europeană, care pentru mine înseamnă foarte mult ca un rezultat a familiei și un rezultat sportiv a echipei. Și a luat în decembrie, a participat la Cluj, la Cupa Campionilor, tot cu participare internațională, unde a luat medalia de bronz. Deci felicitări. Da. Pe acest plan e ok. Da. Nici pe plan politic nu te prea poți plânge, ești prefect. Cum decurge profesional pe plan decurs 2020? Pe plan politic și profesional administrativ, într-adevăr, cu susținerea domnului președinte Mircea Govor și organizației județene de partid, am devenit cu data de 17 februarie prefectul județului Satu Mare și, așa cum am zis și atunci și acum, încerc să-mi respect promisiunea că sunt prefectul tuturor locuitorilor din județul Satu Mare, indiferent de etnie, culoare politică, religie și altceva. Deci vreau să fac o paranteză. Prefectul tuturor, doar cu un amendament. Prefectul nu are pârghiile și competențele necesare să rezolve problemele tuturor. Deci aici trebuie să punctăm, pentru că mulți zic, bă, se rezolve prefectul și drumuri și poduri și muncă. Victor, ai specificat foarte bine. Odată cu apariția noului cod administrativ, care se referă la instituțiile de concentrate și la instituția prefectului are atribuții mult mai puțin ca număr și mult mai limitate. În schimb, are o atribuții foarte mari în colaborarea cu instituțiile de concentrate, dar nu ca și o măsură a deficiențelor, ci ca și o conlucrare cu instituție, instituțional, și inclusiv merge până acolo în care pot să dea date și să susține acele deficiențe constatate la nivel instituțional, să ducă mai departe la nivel de guvern și să ducă forurilor tutelare din minister acele probleme care sunt la nivel de județ. Dar în rest, vorba ta, competența este mult mai limitată și mult mai chipzuită. Da, și acum, de fapt, te-am tras de limbă puțin, dar acum, pentru ce ai dorit să vii, urarea pentru sărbători, pentru sărbători. Înainte de urarea, aș mai vrea să vă spun ceva. Deci, e aproape 9 luni de zile de când sunt prefect, cu bune, cu rele. A fost un an al provocărilor. A fost un an prin care am trecut împreună criza din Ucraina și care trecem în continuare. Seceta. Ai prins o perioadă. Am prins. Victor, îți dai seama că am prins grupe de copii, între 100-180 de copii pe grup, pe serie, când cel mai tânăr copil avea 2 luni, până la 18 ani, care proveneau din Ucraina, din centrele de amplasament, din centre de orfelinate, în care doar printr-o colaborare și un dialog cu instituțiile de concentrate, și aici țin să mulțumesc încă o dată structurilor MAI, tuturor directorilor, tuturor primarilor, Consiliului Județean, ONG-urilor, bisericilor, tuturor Serviciului Maltez, Crucea Roșie, ne-au unit. Parcă această necesitate, aceste probleme ne-au unit și ne-au făcut ca să judecăm nu doar prin prisma legii, ci și cu sufletul. Și poate treaba asta ne-a maturizat și am dobândit, nu sinceritate, am dobândit respectul mai mult față de instituție și ca director și ca instituție. Și în al doilea rând a fost etapa aia de secetă în care umblam prin primărie, la fermieri, pe lângă necazurile de zi cu zi, și seceta a adus lucruri care i-am înțeles pe fermieri. Drept dovadă, sunt alături de ei și voi fi alături de toți locuitorii județului Satu Mare.
Ce aș vrea să vă spun, dragi sătmăreni, vă doresc din tot sufletul, din partea mea și a colegilor din cadrul instituției prefectului, sărbători frumoase alături de cei dragi. Nașterea lui Iisus Hristos să vă aducă bucurii și înțelegere reciprocă și pacea pe care o așteptăm de mult. Sărbători frumoase! Mulțumim, Radu Roca, mulțumim, rămâneți alături de noi!